Bine ne-am regăsit, stimați telespectatori. Continuăm cu un al doilea episod, care, dacă ați văzut episodul trecut, are la sfârșit o întrebare. Și anume, dacă referendumul din 6-7-10-2018 reprezintă sau nu ora astrală a României în sensul de un eveniment care va marca pentru o perioadă de timp România în mod decisiv. Sigur, deja au apărut anumite condamnări, de ce am folosit interpretarea, simbolismul acelor cifre, de ce am spus că e o dată mistică și așa mai departe. Nu, e vorba de niște coincidențe care pe mine m-au frapat, m-au impresionat, pe alții pot să-i lasă rece sau chiar să fie împotrivă. Nu avem o problemă din această poziționare. Invitații noștri sunt aceiași ca și în episodul trecut. Este vorba de doamna avocată Adriana Lucia Buzgar. Mulțumesc că ați rămas pentru a doua emisiune cu noi. Mulțumim. Domnul profesor universitar Claudiu Turcuș, Universitatea Babeș-Bolyai, mulțumesc că sunteți alături de noi, chiar dacă pe poziții oarecum divergente, e frumos și așa. Și chiar se impunea să avem un astfel de interlocutor. Și domnul doctor David Ile, președinte Fundația Clinica Provita Cluj-Napoca. Mulțumesc! De altfel m-ați ajutat în invitarea celorlalți doi colegi de platou. Sper că am ajutat telespectatorii dumneavoastră să dumerească. Am rămas în episodul anterior la cum va fi reflectată legea revizuirii constituționale în votul românilor. Pentru mulți, chiar și pentru mine, când am văzut întrebarea, mi s-a părut, măi, nu, cumva e o întrebare cam ciudată. Care va fi întrebarea care va fi înscrisă pe buletinele de vot și de ce sună astfel și dacă nu se ascunde vreo capcană, cum spun unii, în acea întrebare, pentru că s-au lansat astfel de ipoteze. E foarte bine că puneți această întrebare. Întrebarea pare ciudată la prima vedere, dar este întrebarea standard legală. Deci, întrebarea este aceeași pentru orice tip de referendum. Este prevăzută de articolul 7 din legea 3/2000, legea referendumului, care este o lege acum 18 ani. Destul de veche. Era Constantinescu, nu? A făcut carieră sub multe guvernări. A rămas neschimbat acest articol și sună așa. Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament? Semnul întrebării. Răspunsul nu poate să fie decât da sau nu. Acum, care este legea de revizuire adoptată de Parlament? Te trimite la monitorul oficial ca să vezi care este această lege. Este un monitor oficial 798 din 18 septembrie 2018. Noi o să rugăm colegii să pună pe ecran. Da. Punem un extras din lege. Ce spune acea lege concret? E scurtă? Se poate... Acel articol 48 alineatul 1, în sensul familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Se schimbă doar sintagma veche soți cu între un bărbat și o femeie, nimic altceva. Este lămurirea termenului de soți. Asta este legea, asta vom vota. Nu există vreun risc să se substituie acolo, să se pună altceva și să votăm pentru Mă îndoiesc că cineva îndrăznește. Miza referendumului este evident aceea de a schimba sintagma între soți, care e considerată deschisă și permisivă, cu sintagma între femeie și bărbat. Argumentul meu este că și această nouă formulare este la rândul ei o formulare descriptivă pe care o curte constituțională poate să o interpreteze ca permițând mai departe și căsătorie homosexuală. Asta este opinia mea și o opinie care e bazată pe discuția cu alți juriști. Până la urmă, cheia este tot la Curtea Constituțională viitoare. Francezul zice chi vivra vera. Vom vedea prin ce urmare, va fi. Prin urmare, între această formulare, între Constituție și interpretarea ei, este adevărata discuție. Totdeauna cheia va fi la interpretarea Constituției de către Curtea Constituțională. Domnul jurist știe foarte bine lucrul acesta. Sigur că nu înseamnă că orice curte constituțională va judeca așa cum spun eu că e posibil să judece. Între soți permitea mult mai facil o astfel de interpretare, asta nu. Acum, aș vrea să fac o precizare simplă și, pe urmă, o să îi las pe colegii mei de platou.
Noi, boicotând referendumul, nu suntem împotriva credinței creștine. Noi nu ne interpunem agresiv spunând că cei care consideră că căsătoria dintr-un bărbat și o femeie sunt niște oameni totalitari. Mulți dintre noi, majoritatea până la urmă, suntem implicați în diverse relații care sunt foarte tradiționale de altfel. Trebuie să înțelegem foarte bine că poziția noastră este o poziție mai degrabă empatică cu niște oameni care sunt într-o situație uneori disperată de a nu-și putea asuma propria lor identitate. Din punctul meu, ăsta a fost motivul boicotului. Eu cred că într-o democrație nimeni nu poate, pe baza a nimic, să restrângă în vreun fel vreun drept civil. Și noi am citit această nouă formulare ca o anumită încălcare. Și totuși, nu cumva libertatea este înțelegerea necesității? Există chiar așa o libertate la Nu, asta e o perspectivă totalitară. Da? Asta este o perspectivă totalitară. Nu, libertatea nu este înțelegerea necesității. Libertatea este libertate. Adică este garantarea universală a unor drepturi în cazul de față civilă. Ce opinie au ceilalți? Pentru că totdeauna necesitatea poate să fie... Eu am lansat o întrebare, de fapt. Foarte urâtă. Dacă necesitatea e mâine, ajunge la putere un partid politic sau o anumită, știu eu, asociație... Dar cine s-a referit la o necesitate rău înțeleasă? Păi nu există. Păi cine stabilește dacă e rău înțeleasă sau bine înțeleasă? Păi tocmai aici nu poți să extingi la maximum. Dai las pe colegii de platou să se pronunțe pentru că ai o Nimeni nu întrebare. Poate stabili asta. Da. Eu cred că, de fapt, referendumul ăsta este un lucru absolut normal și natural. A spune că restrângi niște drepturi mi se pare un lucru fals, mai ales că trebuie numite acele drepturi și să vedem care anume sunt încălcate. Într-o democrație, nu toate drepturile se respectă, ci acele drepturi pe care democrația respectivă le numește drepturi. Celelalte pot să fie o grămadă de invenții. Fiecare poate să inventeze orice fel de drept. Un om de statură mică poate să inventeze un drept că el nu poate, nu e corect ca cineva să se uite de sus la el. Păi dacă atâta ți-o dimensiunea, nu se poate decât așa să se uite lumea la tine. Democrația înseamnă coordonarea unei societăți și organizarea unei societăți după voința majoritară. Sigur, cu nuanța să nu încalce drepturile, atenție, fundamentale ale omului, deși există democrații cum în Statele Unite, chiar vorbeam cu prietenul meu Claudiu, în care se încalcă dreptul elementar al omului prin faptul că se acceptă pedeapsa capitală. Deci dreptul fundamental la viață este încălcat state, da. În democrații cu o istorie lungă. Pentru că așa o decis majoritatea că în anumite condiții chiar și acest drept poate fi încălcat. Deci până la urmă democrația, comunitatea care își definește drepturile, e aia care la un moment dat poate chiar să încalce drepturi elementare, drepturi fundamentale ale omului. Asta e democrația, după înțelesul meu. Are și democrația americană enclavele ei de totalitarism, dar tocmai pentru că e democrație, ele sunt controlate și lăsate. Asta nu e ceva democratic să ai pedeapsa cu moartea. Asta este ceva scandalos din punct de vedere al democrației. Dar în America e posibil, pentru că America e un compozit de state și pentru că aceste enclave de totalitarism legislativ și abuziv sunt controlate foarte bine de către puterea centralizată. Acum, dacă aș spune că America nu e o țară democratică sau o lume democratică și suntem noi mai democratici prin faptul că ne postăm în poziția de a ajuta pe cei minoritari, mi se pare că America e foarte democratică. America e exagerare ca să nu spun mai mult. Eu tocmai asta am spus. Da. Eu am spus că e o țară cu tradiții democratice foarte puternice și acolo lucrurile se pun în cu toți alți termeni. Pentru un astfel de referendum n-ar putea avea loc în America. Pentru că mie ce mi se pare, Claudiu, este că tu vii în numele unei minorități. În numele unui principiu.
Da, a unui principiu care vizează niște minorități și vi se spui că ar fi mai corect să pună pumnul în gură la majoritatea care decide să organizeze acest referendum și să nu cumva să fie insultați și jigniți o minoritate de oameni. Eu n-am spus așa ceva, n-am vorbit despre, cam așa merge discursul. Nu, am spus. Era vorba de empatie față de alții. Cum vedeți dumneavoastră această limitare a libertății? Cred că ar trebui să vorbim în termeni de drepturi. Că libertatea este subiectivă. Așa este. Drepturile sunt foarte clar definite. Și acest demers de definire a termenului de soț prin Constituție, prin referendumul acesta de revizuire a Constituției, nu încalcă dreptul nimănui, pentru că nu există alte drepturi la căsătorie. Cel puțin în România, în țara noastră, despre noi trebuie să vorbim. Da. A fost frumoasă disputa pe democrația americană pro și contra, cât democrație este în America, dar pe noi acum asta ne interesează, ce se întâmplă la noi în acest exercițiu democratic, fără discuție, care este referendumul. Deci, nu s-a identificat dreptul nici măcar a unei persoane, astfel cum este consacrat în legislația națională, prin demersul de revizire a Constituției. Nici familie monoparentală? Familia este monoparentală, este constituită așa cum spune Codul Civil Român, articolul 259, nu discriminează pe nimeni. Nici în România nu se poate căsători orice persoană, chiar bărbat și femeie. Trebuie să aibă o vârstă standard, 18 ani. Sigur, excepția de 16 ani, nu o discutăm acum, sunt cazuri de excepție. Trebuie să fie aptă și din punct de vedere mental, de să nu fie alienat mental, debil mental, sunt niște lucruri. Exact, deci are niște limitări. Sunt niște limitări ale dreptului pe care chiar legislațiile, deci nu numai duse România, la absurd. În alte țări, nu pot fi duse căsătoria pentru toată lumea. Da. Noi asistăm la o altă turnură, ați vrut să completați? E vorba de acea căsătorie ca act solemn, public, prin care se întemeiază o familie. Deci nu se afectează relațiile intime, nu să se spunem. Afectează, da. Și nu intrăm în viața privată a nimănui. Scuzați-mă, 11 septembrie 2001, 9-1 american, eram pe pământ american, aveam zbor cu avionul spre România, printr-un concurs de împrejurări s-a amânat, deci n-am fost prins prin un aeroport ca să fie drama și mai puternică. Dar ce m-a frapat? La o zi sau două după acele evenimente, atacarea tunurilor gemene, s-a făcut un sondaj Gallup și au fost întrebați americanii: acceptați menținerea actualelor drepturi și libertăți cetățenești cu riscul să mai aveți parte de astfel de atentate sau acceptați restrângerea drepturilor și libertăților cetățenești ca să fiți safe, să fiți în siguranță? Și marea majoritate sub imperiul fricii și a terorii au spus restrângere. Și se tot restrâng, din nefericire, drepturile și libertățile. Permit să spun până acolo încât o fostă ministru al justiției a spus că ar putea fi un lux astfel de drepturi și libertăți. Nu cumva românii, prin blocajul acesta față de restrângerea drepturilor și libertăților în căsătoria heterosexuală, monogamă, se pronunță, există o limită a restrângerii drepturilor și libertăților? Cum vedeți problema? Eu consider în felul următor. Drepturile pot fi restrânse pe baze medicale sau juridice. Adică unui om care nu-i îndeplinătatea funcțiilor mentale și unui om care e infractor. Adică ambii, fie există riscul să pună în pericol drepturile și libertățile altora, fie deja au făcut lucrul ăsta, dacă vorbim de infracțiuni. Am putea să introducem în discuție, și vă rog să continuați, și pe baza drepturilor conferite de creator. Ar avea loc, dacă noi credem că există Dumnezeu? Nu ar avea loc, pentru că unii s-ar putea să nu creadă lucrul ăsta sau să creadă într-un alt Dumnezeu. Și atunci nu ne mai înțelegem în societate. Este extraordinar ca o comunitate religioasă să impună orice reguli dorește, dar în societate este parte a unor experiențe cu diversitatea socială. Și dacă nu e o revoltă față de creator astfel de atitudine, indiferent cum s-ar numi acest creator. Nu, este un exemplu de cultură politică de secol 20. Nu e revoltă față de creator. Biblia și cărțile sfinte sunt niște manuscrise care au propria lor istorie, care au propria lor interpretare și care au ajuns la noi în anumite comunități, iar noi ne-am format cu ele în anumite contexte. Noi nu putem veni cu propriul nostru context comunitar să-l ducem în societate, pentru că societatea e foarte diversă. Mai nou e chiar globalistă.
din punctul meu de vedere, poți să restrângi un drept pe bază medicală și pe bază juridică. Dacă vrei să trăiești într-o democrație, dacă vrei să trăiești într-o teocrație, în regimuri autoritariste, se poate să introduci ce dorește grupul majoritar, într-adevăr. Prin Jimmy Carter, în special, s-a început să vorbească despre drepturile și libertățile omenești, așa, mă rog, într-o manieră foarte. Dar oare Dumnezeu are drepturi asupra creației sale? Cum vedeți aceeași problemă care am abordat-o înainte? Cu siguranță Dumnezeu e suveran. Chiar dacă niște societăți, și aici îți de acord cu Claudiu, dacă societatea românească se declară o societate seculară, nu mai poți administra după principiile teocratice. Dar dacă o altă întrebare care mi-o pun este, într-adevăr, putem noi ca societate, ca oameni, să ne confruntăm cu Creatorul? Păi eu zic că asta este o glumă. Orice societate, pentru că eu nu se poate să te lupți cu Dumnezeu și să ai câștig de cauză. Asta este o aberație odată, dar asta presupune că admiți existența unui creator suveran care niciodată n-are dificultăți în a-și administra societățile pe care. Și uite, Dumnezeu, din păcate, pentru oameni și ca o lecție fantastică pentru noi, lasă în cursul istoriei decadența să ajungă foarte jos, până când recuperează pe oameni în modurile în care o decis. Evrei, de exemplu, după ce li s-a dat țara și li s-a dat toate promisiunile, ori intrat într-o decadență fantastică și Dumnezeu o trimis niște proroci și le-a spus, băi oameni, aveți grijă, că dacă vă duceți în direcția asta, vă urmează robia. Și din păcate pentru evrei a urmat robia. Astăzi suntem într-o societate în care, cu siguranță, Dumnezeu nu-i în vacanță, nu-i la pensie, e tot acolo. Societatea românească poate merge oricât de departe, ar putea să meargă chiar înspre dictatura ideologiei de gen, care este o dictatură absolut incredibilă și ca orice dictatură încearcă să impună puncte de vedere și să ducă lucrurile într-o situație. Încă n-am organizat un referendum. Încă n-am organizat un referendum. Deci, dictatura dar vreau nu poate să spun că această dictatură nu reprezintă un obstacol pentru Dumnezeu. Adică eu stau liniștit, îs absolut liniștit. Vă gândiți, sigur că... Mă gândesc că aveți în vedere și Psalmul 2, între altele, în care se arată acolo liderii națiunilor se coalizează împotriva Domnului și a unsului său, al lui Dumnezeu Tatăl și al lui Hristos, spunând să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. E exact mișcarea actuală și ce face Dumnezeu? Că mi-ați adus aminte vorbind, Dumnezeu stă în ceruri și râde și apoi se mânie și își impune punctul de vedere. Da. Dumneavoastră, cum vedeți problema aceasta? Fără pretenția de a fi teolog, sunt o credincioasă obișnuită, dar demersul pe care mi l-am asumat în județul nostru ține de atitudine civică cu preponderență. Nu restrângem dreptul nimănui, asta vreau să spun și colegului meu de platou. Noi nu redefinim nici măcar căsătoria, dar minte familia, cum circulă în presă în zilele astea că facem o revoluție în familie, nici vorbă. Luăm din codul civil termenii și îi punem în Constituție ca o valoare, ca un drept fundamental, ca o protecție, dacă doriți. De asta spun că nu restrângem, nu modificăm, nu afectăm dreptul nimănui prin acest demers. Și cred că acest lucru este foarte clar, pentru că se vehiculează termenii de drepturi, dar drepturile se definesc din punct de vedere juridic. Restul sunt libertăți, sunt facultăți, sunt opțiuni. Nu putem spune la orice drept. Dreptul, pentru că eu sunt o persoană foarte riguroasă din punct de vedere juridic, mă uit și la o virgulă când o citesc, pentru că dă un alt sens, poate, unui context de raporturi juridice care îmi vine ca avocat. Nu sunt două situații la fel și câteodată în interpretarea unui raport juridic chiar virgula face o diferență. Deci ceea ce scrie, ceea ce este dat, ceea ce este consacrat de un stat, că până la urmă vorbim de o voință aici exprimată juridic a unui stat, printr-o legislație națională. Căsătoria nu este afectată la ora asta în România. Nu sunt modificate raporturile de căsătorie, sunt definite, lămurite, clarificate. Sigur, printr-un demers care să le consacre în Constituție, fără să restrângă dreptul nimănui.
Nu știm ce se va întâmpla pe viitor. Viitorul rămâne deschis. Dumnezeu este deasupra noastră, ieri, azi și mâine. De ce este totuși sigur, Dumnezeu deasupra noastră? Există. Există Dumnezeu. A existat și în societățile totalitare. Eu însumi provin și cred că toți provenim, cel puțin tinerețea noastră, noi știm ce înseamnă dictatură și societate. De fapt, și ultimii ani ai dictaturii chiar i-am resimțit. Eu am fost avocat 3 ani în vechiul regim. Deci când am început profesia, chiar știu limitările și teroarea care exista pe libertatea de exprimare, pe opțiuni, trebuia să fie regimentată fără drept de replică. Corect din punct de vedere politic, corect, în alt fel. Cred că alunecați foarte mult cumva în discuția asta legată de... Sper să alunec în direcția bună. Revenim. Da, e interesant ce a spus. Spunând că Dumnezeu are sau nu un cuvânt de spus. Pentru un creștin, întotdeauna va avea un cuvânt de spus. Pentru altul, va avea sau nu va avea. E puțin relevant din punct de vedere social. Pentru că oricum, noi ca societate, astăzi, în contextul nostru cultural, nu putem să fim o teocrație, de exemplu, decât cu niște costuri și cu niște, aș spune chiar, forme regresive din punct de vedere social. Mai adăuga o dată, există două tipuri de conservatori. Da. Conservatori care nu acceptă schimbarea și conservatori care nu acceptă ritmul schimbării. Din punctul meu de vedere, oricând pot să discut mult mai productiv cu un conservator care nu acceptă ritmul schimbării. Schimbarea va veni. La un moment dat, femeile din femeile bine mai bine votau, sau din rău mai rău? Nu știu. Până acum, societatea occidentală ne spune că din bine în mai bine. Avem o viață astăzi diferită de 1930, diferită cu de 1900. Siguranță, depinde sub de ce perspectivă. Da. Din mai multe perspective, din punctul meu de vedere, Europa, din care noi facem parte, are o direcție în regulă, o direcție bună. Direcția conservatoare, intens conservatoare, este în momentul de față Polonia și Ungaria, la care România pare că se raliază, și practica, dacă vreți, conservatoare extrem religioasă, este Turcia, care și-a făcut o țară teocratică sui generis. Sui generis. Într-adevăr, problematica referendumului depășește problematica creștină sau iudaică, sau e pur și simplu în joc problematica naturală. Cum arată o Românie de mâine în care practic sunt stigmatizați cei heterosexuali? Hai și să vedem ceilalți. Cum arată o Românie de mâine, dacă ar exista parteneriat civil începând cu 1 noiembrie. Cum s-ar putea schimba România? Îi las pe colegi să răspundă, că ar trebui să mă mențin neutru, dar nu pot. Eu cred că România va arăta foarte bine dacă acest referendum se va întâmpla, pentru că nu se va mai pune problema ca parteneriatele civile să fie considerate, ori dacă nu contează dacă se vor impune sau nu. Eu nu sunt de acord cu parteneriatele civile, pentru că orice doi oameni pot merge la notar să-și rezolve printr-o convenție așa cum o vreau ei, nu trebuie să existe un cadru special, legea română e un cadru suficient ca ei să-și reglementeze orice fel de înțelegere vreau. Dar dacă parteneriatele civile ar fi preambulul unei căsătorii homosexuale, atunci e cu totul și cu totul altă problemă, cum de altfel s-a demonstrat în toate statele unde s-a început cu acest demers, s-a ajuns de la parteneriate civile, s-a ajuns la căsătorii homosexuale și apoi adopții de copii și apoi desfințarea oricăror noțiuni care au ținut societatea până în clipa de față. De aia consider că România va arăta foarte bine dacă se reglementează și se descrie, și aici subliniez această noțiune pe care doamna avocată o spus-o, nu se modifică nimic decât să explicitează ce înseamnă soț. Și soț înseamnă doar acei care
Dacă ne uităm chiar la articolul alineatul 1 din articolul 48, vedem că imediat se menționează faptul că soții au drepturi egale și libertatea să-și educe și să-și crească și să-și instruiască copiii. Pentru că, de fapt, familie înseamnă o celulă socială care decide ca o generație anterioară să se sacrifice pentru o generație viitoare. Nu-i vorba de satisfacția plăcerii pedofile a unor grupuri homosexuale sau altfel de gratificări a părinților, ci dimpotrivă familie înseamnă sacrificiu unei generații anterioare pentru generația viitoare. Și dacă aveți copii, sunt convins că ați văzut ce sacrificii presupune creșterea copiilor. Dacă eu aș gândi despre faptul că cuplurile homosexuale au dreptul să adopte copii, de fapt, aș sacrifica dreptul copilului. Dar nu asta e tema noastră, nu știu de ce discutăm. Da, și chiar o rog pe doamna avocat să spună, s-a citat articolul 2 din articolul 48 că soții sunt egali. Mai trebuie o introducerea unei egalități între soți alta decât e cuprinsă deja în Constituție? Nici nu este un subiect de discuție egalitatea între soți. Da. Este un drept consacrat. Da. Nu-l putem pune în discuție. Acum, cu privire la parteneriate civile, dacă mă întrebați pe mine personal, o opinie personală, eu nu văd necesitatea. Din punctul meu de vedere, o relație solemnă publică angajată este căsătoria. Cumva o relație totală. Eu așa văd lucrurile în raportul meu personal, e optica mea. De aceea eu sunt implicată în acest da, sunteți proces. Implicată și la nivel județului Cluj. Viața mea personală cumva se reflectă și în acest demers, da. Concepția mea personală. Și a colegului Claudiu. Eu am o viață personală care se ocupă în general de alte lucruri, dar e o poziție civică pe care mi-o asum și politică din punctul meu de vedere. Personal is political. Ceea ce e personal e politic. Întotdeauna. Da. Și dacă nu mergi la vot, e tot politică. Sunteți implicată în problematica referendumului la nivelul județului Cluj și am vrea să-i ajutăm pe telespectator să înțeleagă ce au de făcut. De fapt, cine votează, care sunt condițiile de vot, cât de largă e colectivitatea care votează, unde votează și alte aspecte pe care noastră le considerați relevante în acest domeniu. Deci, cine votează este foarte simplu. Toate persoanele care au împlinit 18 ani până la ziua referendumului, cu excepția alienaților mentali, debil mental, puși sub interdicție, sau a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească cu privire la fapte de natură electorală, acest gen de situații. Unde se votează? Cu buletinul, cu actul de identitate, la secțiile de votare unde ai domiciliu sau și pe liste suplimentare, deci și în alte localități. Deci nu se restricționează ca și la alegerile locale să voteze în localitatea de domiciliu. În aria circumscripției unde are domiciliu, deci, ca, principiu, ca la prezidențiale, ca la parlamentale, oriunde. Chiar și românii din străinătate, la secțiile consulare, oficii consulare, Ministerul Afacerilor Externe publică lista pentru românii interesați să-și exercite acest drept și să răspundă la această întrebare fundamentală, spun eu, pentru societatea noastră cu privire la căsătorie, cu definiția termenului de soți. Care e, deci dacă încercuiești da sau nu, deci cum sună buletinul de vot? Revenim puțin. Am să mai revin la întrebarea la care trebuie să răspundă cetățenii. Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament? Este vorba de legea de revizuire a Constituției adoptată de Parlament în luna septembrie 2018. Este publicată în Monitorul Oficial 798 și privește definiția căsătoriei. Și ce înseamnă dacă încercuiește da sau dacă încercuiește nu? Dacă încercuiește da, înseamnă că ești de acord, dacă nu, înseamnă că nu ești de acord. Cu revizuirea Constituției. În ce fel? Adică în forma adoptată. Cu definirea termenului de soț. Ca bărbat și femeie. Exact. Ca să fim pe înțelesul tuturor. Eu cred că e un lucru care trebuie lămurit. Nu se răspunde la alte întrebări care nu pot să fie pus pe acest proiect. Nu vrem nu cred să-i scoatem din ecuație cineva pe ceilalți doi, dar vă mai întreb pentru că sunteți în domeniu.
Cine sunt cei care alcătuiesc comitetele sau cum le spune la secțiile de votare? Mă rog. Legea prevede aceasta, ca la orice alegerile, primăriile deci, organizează... Deci partidelor? Nu, nu reprezentanții partidelor, nu. În primării sunt comisiile, este biroul electoral central, se desemnează un judecător, este o procedură întreagă. Nu este un demers al partidelor aici. Am întrebat. Ci al administrației. Ci al administrației locale au obligația de a asigura toate condițiile pentru exercitarea acestui Coaliția drept. Pentru Familie are posibilitatea să aibă un om în aceste comisii? Coaliția are, comitetul de inițiativă va avea oameni în fiecare județ, observatori, acestea sunt persoane care nu participă la numerotare, au doar statutul de observator, dacă sunt nereguli, semnalează nereguli, inclusiv după numărare. Cineva... Pot să apară incidente sau nu? Da. Cineva făcea observația că după trecerea ipotetică a referendumului, săracul rămâne sărac, copilul maltratat de părinți rămâne copil maltratat și că această revizuire constituțională nu rezolvă practic nimic pe plan social. Cum vedeți problema aceasta? Că nici nu-și propune să rezolve pe plan social. Asta este așa o glumă, iarăși o glumă interesantă, ca și cum referendumul ăsta, pentru că polarizează atâta societate, ar trebui să rezolve toate problemele lumii. Păi de nu-și propune așa ceva. Trebuie să țină loc de pâine. Exact. El își propune o chestie clară și precisă și asta trebuie să rezolve. Cu siguranță săracul va rămâne sărac, dacă vrea să rămână sărac sau dacă e năpăstuit sau cine știe ce. Bogatul va merge mai departe în bogăția lui, că nu asta e discuția, nu asta e problema referendumului. Și toate lucrurile sper că vor rămâne bine, dar asta nu înseamnă să diminuăm valoarea referendumului și să spunem, domnule, oricum nu asta e problemă prioritară. Ba da, e prioritară. Dacă 3 milioane de oameni au spus că vreau să consulte populația pentru treaba asta, asta devine o problemă prioritară. Nu costă prea mult. Cum vedeți problema asta? În general, democrațiile au costuri. Depinde pe ce decizi să cheltui. Unora li se va părea că costă mult, altora li se va părea că e necesar să cheltuim. N-aș vrea să facem observații contabile legate de lucrul ăsta. Se puteau face foarte mult cu 48 de milioane de lei, mi se pare, că e costul total. Dar, din punctul meu de vedere, e adevărat, nu-și propune să rezolve probleme sociale în referendumul, dar întrebarea mea este, care e viziunea politică a oamenilor care susțin acest referendum dincolo de răspunsul la această întrebare? Pentru că viața va continua. Întrebarea mea e simplă și cred că jocul politic e în felul următor. Cred că vom avea forțe politice care vor ieși din această campanie pentru referendum. În al doilea rând, cred că adică vor ieși câștigate sau în ce sens vor nu, ieși? Nu, cred că vom avea forțe politice noi. Eu cred, sincer, că va inspira, nu spun Coaliția pentru Familie va deveni partid, dar cred că va inspira, dar cred că va inspira un tip de campanie, mai ales dacă va avea succes, un tip de campanie politică folosind această masă electorală mare care a votat. Un fel de partid naționalist, vă un gândiți. Fel de partid naționalist creștin, creștin da, există. Ceea ce e un lucru extraordinar, foarte având bine. În vedere că întrebarea mea este de la care actuală, este proiectul politic al unei asemenea forțe. Poftim? Care este, sunteți politician, ați candidat la primăria Clujului. Am care fost. Este proiectul politic al forței pe care o reprezentați? Deci această forță pe care tu o numești forță politică, tocmai că nu-i forță politică. Dar este o forță civică. Aici este chintesența voinței poporului. Că dacă ar fi fost o forță politică, atunci s-ar fi numit partid politic. Dar nu se numește partid politic, tocmai pentru că nu vrea să se asocieze cu un demers politic. Că vor fi politicieni care vor profita, cum profită de fiecare ocazie în care e polarizată populația, n-am niciun fel de îndoială despre treaba asta. Dar asta nu face jocul nici unui partid politic. Și dacă inspiră sau va inspira un partid politic viitor, e fantastic. Asta înseamnă că într-adevăr e bine pentru că vrem să se întâmple infuzie de oameni noi în politică pentru că s-a osificat o structură transpartinică care deja nu mai reprezintă populația. Întrebarea mea era care trei idei importante ale
nu o nouă forță politică, că reprezentați un partid deja, ați candidat la primăria Clujului. Trei idei politice care vor schimba România economic, social și va aduce prosperitate și bunăstare după ce referendumul va trece. Aici? Se vede că aveți apetență pentru politică. Deja intrăm pe politică. Aici nu știu dacă nu vreau să răspund la aceste întrebări, pot să-ți răspund. N-aveți niciun program pe site. Ba da. A? Nici un program. Da. Nu vrem nu să prezentăm programul. Dacă avem sau nu avem. Problema da. Este esențial pentru că vă adresați oamenilor în calitate de partid politic. Nu, eu nu adresez. Eu n-am venit aici ca și reprezentant a unui partid politic. Am venit aici ca un simplu discutam despre ce se întâmplă după. Exact ce s-a întâmplat și după alte evenimente. Viața se duce în continuare. Vor fi în continuare cetățeni simpli. Vor fi politicieni mai buni sau mai răi. Oameni noi sau mai vechi. Asta se întâmplă. Deci aici nu vorbim despre un partid politic și mai ales despre partidul pe care eu l-aș reprezenta. Și nu reprezint un partid politic. Amestecăm lucrurile și sigur. Asta vreau să facem ce, diferența. Ce opinie aveți? Divizează referendumul la o analiză mai atentă sau din potrivă unifică referendumul cum nu prea s-au petrecut astfel de apropieri între oameni până acum, după cunoștința mea? Numai printr-un simplu fapt că vom ieși cu toții sau un număr cât mai mare în 6-7 octombrie pentru acest proiect, ne arată că ne unește. Ca să ne putem exprima. Noi nu impunem o viziune. Noi întrebăm. Asta este de natura referendumului, că altfel am fi într-o societate autoritară. Nu trebuie să iasă 99,99% cum ieșea pe vechiul regim politic, nu-l numim. Nici acolo nu era o majoritate. Nu există o singură opțiune de vot. Sigur că suntem în democrație și sunt păreri, opinii și trebuie să fie și mă bucur că sunt și că discutăm și discutăm lucrurile deschis și elegant și chiar apreciez acest lucru că suntem într-un oraș universitar, cu o ținută, cu o prestanță, cu un brand, putem spune, universitar. Dar noi nu cerem o unanimitate, dar un consens se poate realiza, cel puțin la nivel politic în Parlament, cel puțin după voturile exprimate atât în Camera Deputaților cât și în Senat, cu mici voturi împotrivă, s-a realizat consens politic. Deci PNL, PSD, ALDE... Iar confesiunile creștine și chiar necreștine. Confesiunile nu sunt politice. Confesiunile raliază la un principiu, la un proiect care este favorabil. ONG-urile sprijină. Sigur, sunt ONG-uri sau personalități care pot să aibă păreri diferite. Nu avem pretenția să facem consensul perfect național, dar mai degrabă unește și ne va permite să ne definim noi la această întrebare ca o oglindă. Tu, popor român, ce spui astăzi despre căsătorie? Ce reprezintă sau ce mai reprezintă pentru tine căsătoria între un bărbat și o femeie? Și nu o spun din punct de vedere religios, o spun din punct de vedere oficial, solemn, public, civil. Ca un act natural. Juridic. Exact. Din acest punct de vedere, nu are culoare politică această întrebare, nu are conotație religioasă, oamenii își păstrează opțiunile religioase, pot să vină atei, pot să vină de alte credințe, nu ne interesează. Noi ne adresăm cetățenilor români, evident. Mai avem 10 minute, 9 minute să zicem. Aveți câte 3 minute fiecare privind spre telespectator să le spuneți, să ne spuneți dacă binevoiți, dacă veți merge la vot sau nu și, mă rog, nu vă cer să spuneți neapărat cum veți vota, ce le recomandați celor care ne urmăresc să facă? N-aș vrea să fac o confesiune către cameră pentru că nu vreau să conving sincer pe nimeni de nimic. Păi politica tocmai asta face, încearcă să convingă de convingerile lor. Să fim serioși. În primul rând, mă adresez unor oameni care, atât în cadrul familial, cât și în cadrul comunitar, audă poveste. Unica. Nu cred că au fost expuse la mesaj, expuși foarte mult la mesaje de tipul celor pe care le-am livrat eu astăzi. Prin urmare, cred foarte mult în democrație, cred foarte mult că oamenii pot să creeze o societate coezivă și cred foarte mult că darul, dacă vreți, chiar al lui Dumnezeu cel mai mare, e diferența dintre noi. Și diferența asta dintre noi poate să creeze o societate realmente funcțională.
Așa s-a construit Europa, pe diferență. Așa s-a construit orice societate civilizată, pe diferență. A ne uni în jurul respectului pentru diferență mi se pare mai important decât a ne uni pentru faptul că toți suntem la fel. Pentru că, de fapt, nu suntem toți la fel. Pentru că, indiferent cât de la fel credem că suntem, sunteți baptiști, penticostali, adventiști, ortodoxi, catolici, de fapt, consensul dintre voi nu e nici măcar dacă Fecioara Maria a avut sau n-a avut copii. În realitate, ce se întâmplă în comunitatea căreia mă adresez în momentul ăsta, este că consensul este foarte relativ și foarte mic, dar iată un consens enorm pe această modificare a Constituției, care, din punctul meu de vedere, nici nu va aduce ceva societății, dar a dezbinat-o și i-a creat o formă enormă de conflict, care nu are nici o miză din punctul meu de vedere. Eu voi merge la referendum, eu am mers la toate referendumurile și la toate alegerile. Pentru că mie îmi plac drepturile, probabil că și formatul meu profesional mă ajută sau mă influențează din acest punct de vedere și cred în demersul democratic trebuie spuse opțiunile personale de către fiecare. Este o ocazie pentru fiecare să răspundă la o întrebare fundamentală a societății, cum este cea a căsătoriei, care suscită atâtea emoții și păreri și opinii în societate. Nu este o întrebare indiferentă. N-ar trebui să lase indiferent acest lucru pe niciun român. Este dreptul fiecăruia să-și spună părerea. Da sau nu? Eu nu voi spune ce voi exprima. Poate că se deduce, dar n-am să spun acest lucru în emisiune. Dar voi merge și voi exprima votul conform conștiinței mele și asta îndemn pe telespectatorii noștri și pe toți românii, conform conștiinței lor, să meargă și să-și exprime opțiunea cu privire la această consultare populară, care este referendumul. Mulțumim. Eu voi merge la referendum. Nu cred, am fost, ca și doamna avocat, am fost la toate alegerile și mă voi duce la toate alegerile și la toate votările, pentru că ăsta e un drept al meu și nu vreau ca după aceea să am regrete că nu mi-am exprimat punctul de vedere. Dacă punctul meu de vedere va fi îmbrățișat de majoritatea, e foarte bine. Dacă nu va fi îmbrățișat, pot trăi în societatea asta în continuare, pentru că nu mă raportez la un cadru legislativ strict, eu mă raportez la Dumnezeu și acolo mă simt extrem de comod și de confortabil. Cât despre faptul că ăsta va dezbina, nu cred deloc că va dezbina pe nimeni. Dimpotrivă, cred că va așeza lucrurile și va permite societății românești să meargă un pas sau doi sau zece mai departe, fără să fie hărțuită în permanență de această nouă ideologie care se arată la orizont, care este ideologia genului, care bulversează și confuzează o grămadă de oameni care nu mai știu ce e la gen, ce e la sex, ce vreau activiștii respectivi sau nu. Eu mă voi duce la vot și vă spun, dragi telespectatori, că voi pune pe da. Iată o poziție fermă. Stimați telespectatori, ați asistat și în episodul acesta și în episodul precedent la o discuție poate care nu prea ați întâlnit-o la noi, la emisiunea Să-l cunosc pe el, deși am avut probleme teologice în dezbatere și una a fost de o părere și alta a fost de altă părere. Poate că n-au exprimat-o chiar așa volubil cum a făcut o invitație, dar le mulțumesc foarte mult că discuția s-a păstrat în termenii care trebuia să se păstreze și sigur și eu vă spun să fructificăm ocazia care o avem și vă las pe dumneavoastră să răspundeți la întrebarea care este în burtiera emisiunii, dacă referendumul este o ora astrală a României sau nu. Am mai avut două prime episoade cu această temă, acolo n-am pus semnul întrebării. La aceste două am pus semnul întrebării și fie să răspundeți dumneavoastră prin însăși maniera în care vă veți raporta la posibilitatea care vi se dă să votați și să votați așa cum vă spune conștiința și dacă această conștiință ar putea să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu, ar fi cu atât mai bine. Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere! Mulțumesc.